Bună, dragii mei, dragele mele, ce faceți voi astăzi? Ia uite că suntem la începutul săptămânii, sper din suflet să aveți toți o săptămână minunată și binecuvântată, la fel ca sufletele voastre. Eu astăzi mi-am prins așa două cutițe, să par un pic mai tânără, da? Un aer mai tineresc, să zicem așa, m-am prostit un pic. Eu sunt o fire foarte imprevizibilă, așa sunt eu. Și foarte optimistă. Îmi place să trăiesc viața așa cum vine ea, da? Să nu mă gândesc la lucruri negative, să nu fiu un preț, să nu fiu cu energii negative asupra mea, pentru că nu îmi place. Astăzi, dragii mei, înainte să vă pup, să vă îmbrățișez, să vă mulțumesc frumos pentru minunatele mesaje, mă bucur nespus din suflet pentru toți cei care mă căutați. Și îmi spuneți că lucrurile merg bine, care sunteți în contact cu mine, că viața voastră s-a schimbat. Sunt foarte fericită când îmi dați mesaje ok și îmi spuneți că lucrurile funcționează. M-am gândit să vă fac astăzi o lectură în cărți vis-a-vis de relații, da? Relațiile voastre de căsătorie, parteneriat sau singurătatea voastră. Să vedem ce ne răspund cărțile. În trei variante voi încerca să fac această lectură. Pentru toți, nu uitați că mai este un pic până pe data de 25, unde eu continui să mă rog pentru voi și pentru dorințele voastre, da? Așa că voi începe astăzi pentru prima variantă, dragii mei, să încerc să vedem pentru cei care aveți o căsătorie. Să vedem ce se întâmplă în căsătoria voastră. Funcționează lucrurile, nu funcționează, da? Mă axez astăzi pe dragoste și bineînțeles că în această seară vă voi face rugăciuni foarte multe pentru dragoste, da? Dorințele voastre, cele arzătoare care voi le aveți vis-a-vis de dragostea voastră, puteți să mi lăsați scrise aici sub acest video ca să vă trec pe listă, în afară de rugăciunile principale care eu le fac, să vedem că poate dorințele voastre vor prinde conturi reali, zic eu, cu puterea Universului și cu puterea rugăciunilor mele trimise către Univers și Divinitate. Lăsați-vă scris sub acest video toți cei care mă urmăriți și care sunteți abonați și cei care vă veți abona și vă dau un benvenuto, cum se zice în italiană, adică vă îmbrățișez că ați venit aici și mă urmăriți. Și lăsați-vă scris dorințele. Voi încerca să vedem acum, în primul și în primul rând, pentru cei care sunteți într-o căsnicie, da? Relație de căsnicie. Cum merge treaba la voi în relațiile voastre de căsnicie? Aici sunteți mulți care aveți relații trainice, vedeți? Este bine înfipt acest baston în pământ, aveți puterea în mână. Sunteți mulți din această variantă care aveți relații stabile, spun eu, da? Relații destul de lungi, de ani de zile, de căsătorie trainică și cu stabilitate. Mi-apare această bâtă care este înfiptă bine în pământ, o relație care durează și încă va dura, da? Deci pentru cei care sunteți într-o relație de căsnicie, poate nu la toată lumea funcționează, mie mi-a părut, indiferent ce se va întâmpla, veți rămâne împreună. Bineînțeles că este liberul arbitru atâta timp cât doriți, atât dumneavoastră cât și partenerul, dar relația este stabilă, da? Să vedem acum pentru toți cei care aveți relații de cuplu, adică o relație care nu este oficializată în fața primarului sau a preotului, adică nu sunteți căsătorii și totuși sunteți într-o relație de ani de zile. Să vedem ce se va întâmpla. Nu, aici îmi apare o anumită tristețe, da? Chiar dacă aveți de toate în această relație, bani, stabilitate, vă lipsește ceva. Sunteți multe femei și atene spre blonde, care probabil sunteți de 5-6 ani într-o relație, dar vă simțiți singure. Adică poate că la început relația a mers super ok și dintr-o dată s-a întâmplat ceva anume, da? A intervenit această monotonie, obișnuință, singurătatea, poate că nu mai sunteți compatibili din punct de vedere chiar sexual, poate că nu mai sunteți compatibili din punct de vedere a caracterelor, ceva s-a întâmplat. Vedeți, această femeie este singură pe o bancă, are bani, vedeți acele cupe, are cupe în fața ei, are situație financiară ok, dar totuși nu o mai interesează banii, nu mai interesează nimic pentru că se simte singură, abandonată. Voi extrage o carte extra pentru voi, cei care îmi apăreți în cuplu, să vedem din ce cauză se întâmplă toate aceste lucruri.
ce vrea să zică o carte, ce vrea să spună pentru faptul singurătate, de ce s-a ajuns în acest context, zic eu, să vedem ce vă spune cartea. Pentru că are legătură cu bărbatul cu care voi stați și atenți spre brunet că el frecventează o altă femeie și voi știți. Adică ați fost trădate sau sunteți trădate sau veți fi trădate. Din cauza asta sunteți foarte supărată în această relație. Nu se știe dacă reușiți să vă debarasați de această relație fiind conectată inima. Da? Dacă ar fi inima și creierul conectate ar fi super ok, dar din nefericire aveți inima către acest bărbat, asta vrea să însemne că îl iubiți pe acest bărbat și acest bărbat vă rănește, vă dezamăgește, da? Și din cauza asta sunteți supărate pentru că el s-a îndrăgostit de o altă femeie, poate că ați descoperit, poate că descoperiți sau că, poate că bănuiți că ar avea pe cineva, da? Fie cum o fi, tristețea voastră are legătură cu acest bărbat care vă trădează, da? Haideți să încercăm să vedem și pentru cei care sunteți singuri în dragoste, cei care sunteți singuri, ce se va întâmpla, veți întâlni pe cineva, rămâneți singuri. Hai să vedem și pentru voi o carte, energiile cărților mele vorbesc, da, într-un mod sau altul, dacă ne concentrăm, ele răspund destul de ok, spun eu, da, hai să vedem. Cei care sunteți singuri, va apărea soarele în viața voastră. În primul și primul rând va apărea o zodie de foc, poate să fie leu săgetător. Mai durează 31 de zile, da? Deci 31 de ore, 31 de zile. Nu mai mult și va apărea în viața voastră o nouă dragoste, un nou destin cu acest minunat soare, da? Poate chiar mai repede de eclipsa de soare apare, pentru că eclipsa de soare este în august, da? Apare acest minunat bărbat, spun eu, sau femeie, indiferent că sunteți femei sau bărbați, va apărea dragostea în viața voastră în 31 de ore, 31 de zile și va fi cu mare noroc pentru că este soarele. Să fiți atente sau atenți, s-ar putea să aibă legătură cu o zodie de foc săgetător, leu, da? O zodie puternică, o zodie de foc. Deci cei care sunteți singuri veți reuși să întâlniți pe cineva aici, cei care sunteți în cuplu, femei, în special suferiți din cauza unui bărbat și cei care sunteți într-o căsnicie, să știți că voi aveți căsnicia în picioare. Să vedem și pentru cei din a doua variantă, cei care sunteți căsătoriți, să vedem ce vă spune o carte, să nu uitați că este o lectură generală, da? Pentru lecturile personalizate știți unde să mă căutați. Haideți să vedem ce vă spune vouă o carte. Pentru cei care sunteți în căsnicii, da? Căsnicii. Hai să vedem. Aoleu, voi aveți probleme. Voi aveți certuri, scandaluri în aceste relații de căsnice. Poate nu la toată lumea, în unele situații mi-apare confrunte. Poate că nu vă mai înțelegeți cu soțul și vă certați de dimineața până seara. Poate că vă certați cu familia soțului. Cineva se bagă aici în această relație. Este o relație deteriorată, o relație, o căsnicie care nu mai funcționează, văd eu, de vreo 5 luni sau de 5 ani. Ceva s-a întâmplat, da? Ori are legătură că el se ia foarte mult după familia lui sau poate să fie chiar și familia voastră care se bagă și din cauza asta intervin certuri. Ia, vedeți, sunteți unul contra la patru persoane, 1, 2, 3, 4. Deci aveți patru persoane care trebuie să vă războiți cu ei, poate chiar și în casă, da? Soțul și familia soțului sau soțul se luptă cu dumneavoastră și cu familia dumneavoastră. Sunt probleme aici din nefericire. Îmi cade probleme în unele situații în relațiile de căsnicie. Să vedem ce se va întâmpla. Hai să vedem totuși când sunt situații de genul ăsta, să extrage o carte extra, să vedem va mai merge această relație, veți continua la fel sau veți rămâne pe loc în această situație. Aici este foarte mare luptă pentru bani, pentru succes. Are legătură foarte mult cu banii. Cei care sunteți căsătoriți și aveți asemenea probleme, vă certați foarte mult de la bani sau se cheltuie foarte mulți bani, soțul cheltuie mulți bani, dumneavoastră ca persoană cheltuiți mulți bani, familia dumneavoastră vă face să-l faceți fel de bani sau el și familia lui. Unul dintre voi doi puneți accent pe bani sau aveți probleme din cauza banii.
oamenilor și aici este o problemă. Nu se arată dacă veți rămâne sau nu împreună, se arată că sunt probleme din cauza banilor, da? Aici sunt probleme din cauza banilor. Eu voi vedea și pentru cei care sunteți într-o relație de cuplu de ani de zile sau de ceva luni, să vedem ce se întâmplă pentru voi cei care sunteți în cuplu, da? Voi cei care sunteți în cuplu și aici apare minciuni, trădări, falsitate, da? Dacă aveți o relație de cuplu de lungă durată, persoana respectivă vă minte, vă păcăle, vă trădează, este o persoană falsă, da? Poate că n-a fost la început falsă sau poate că a fost și nu s-a arătat și și-a arătat arama pe față după aia. Ori vi-a făcut o pierdere de bani, că este el ca bărbat sau ca femeie, ori încearcă să vă mintă legat de bani, legat de alte lucruri. Aici există hoție, șmecherie, trădare, minciună, da? Nici aici lucrurile nu funcționează bine pentru unele persoane. În cazul în care vă încadrați, vă apare minciuni și trădări care voi deja le-ați descoperit sau le veți descoperi. Haideți să vedem și la voi o carte extra. Rămâneți sau nu rămâneți împreună, să vedem ce vă răspunde cartea cu această persoană care vă minte, vă păcăle, vă ce, sunt niște lucruri foarte urâte, da? Nu veți rămâne împreună pentru că el s-a îndrăgostit de o altă femeie și a tenis spre blondă, da? Veți descoperi trădarea lui, veți fi foarte marcată sau sunteți deja marcată pentru că ați descoperit acest lucru și nu știți cum să ieșiți din această relație sau dacă nu știți cum să ieșiți din această relație, încercați să găsiți răspuns și nu știți cum să faceți să-l țineți împreună. El este îndrăgostit de o altă femeie, am impresia că această femeie a și lucrat ceva la acest bărbat și a tins spre blond bărbatul, femeia este blondă și dumneavoastră sunteți brunetă, da? În cazul în care vă încadrați, să știți că relația nu mai funcționează din cauza că el are pe altcineva în viața lui, a cunoscut pe cineva, această femeie a și făcut ceva și bineînțeles că aici a intervenit hoție, șmecherie, trădare, da? Să vedem pentru voi toți cei care sunteți singuri, singure, da? Ce îmi arată cărțile. Să vedem pentru voi cei care sunteți singuri și singure, ce arată în dragoste pentru voi o carte. Hai să vedem, o stabilitate. Veți întâlni pe cineva și veți avea o anumită stabilitate în 9 puncte. Poate să însemne 9 zile, pe data de 9 luna viitoare, 9 ore. 9 luni nu sunt, poate să fie vreo 9 săptămâni, dar nu cred. Eu cred că sunt 9 zile, 9 ore, pe data de 9 veți întâlni o persoană cu stabilitate, o persoană care își va dori o relație stabilă, nu este o persoană cu aventuri, nu este o persoană care dorește doar să meargă cu dumneavoastră în pat pentru o noapte și să dispară cum dispare luna de pe cer. Nu, este o relație care și-o dorește atât ea cât și el în stabilitate și va exista și veți avea un mare noroc pentru că va fi o relație stabilă, totul depinde de voi, cei care vă uitați la a doua variantă și bineînțeles vă încadrați în lecturile mele. Vom încerca să vedem și pentru voi toți cei din a treia variantă, hai să vedem voi ce vă cade în căsnicile voastre de ani de zile sau de cât timp sunteți căsătoriți, căsătorite, să vedem ce vă cade. Voi aveți noroc, da? În special dacă sunteți căsătorite cu personaje din zodie de apă, da? Scorpion, vărsător, rac, da? Aveți mare noroc, aveți un echilibru în această căsătorie și din partea partenerei de viață și din partea bărbatului. Vă echilibrați unul pe altul, sunteți suflete pereche, asta mi-este, asta vă spun, da? Apare un echilibru din toate punctele de vedere, atât material, vă completați din toate punctele, caracterial, chiar și în afaceri, dacă aveți o afacere împreună, din punct de vedere sexual, iarăși sentimental, deci aveți foarte multe echilibre și vă completați unul pe altul, este clar că aveți o căsătorie destinată din partea Universului, o căsătorie unde voi sunteți suflete perechi. E frumos, frumos. Să ne uităm și pentru voi toți cei care sunteți în cuplu.
dacă aveți o relație de ani de zile într-un cuplu, da? Ia uitați cum îmi sar cărțile, o să iau fix asta care o să rid, da? Voi, dacă sunteți în cuplu, ok, și sunteți, aveți foarte mulți prieteni care vă calcă casa și vă vine în casă, atenție mărită la un bărbat și atent spre brunet care îi se va pune pata pe dumneavoastră și o să încerce să se apropie, să vă fac, să devină amant, da? Este chiar prieten cu persoana cu care voi sunteți împreună, ei doi sunt prieteni, dar el este un prieten fals pentru că îi place foarte mult de dumneavoastră și vrea cu tot din adinsul să ajungă în patul dumneavoastră, da? Nu vrea altceva decât o aventură. În cazul în care aveți o relație de cuplu de ani de zile și sunteți cu prieteni de familie care vă intră în casă și voi ca femei rămâneți foarte încântate de un prieten al partenerului dumneavoastră, atenție mărită că vă păcăle vă minte și nu vrea altceva decât să intre în casa dumneavoastră doar pentru a vă face rău, pentru a vă despărți de prietenul lui, pentru că este și gelos, da? Dar vrea să și ajungă în patul dumneavoastră. Haideți să vedem totuși ce se va întâmpla. Aici este un pic o situație complicată. Ori vi-ați făcut un amant, un prieten al partenerului dumneavoastră, ori acest prieten al partenerului dumneavoastră vrea să ajungă în patul dumneavoastră cu orice chip și să vă distrugă relația. Să vedem totuși o carte extra ce se va întâmpla până la urmă. Nu, până la urmă va fi bine. Veți rămâne în continuare cu partenerul de viață. O să-și dea seama el ce se întâmplă, da? O persoană fiind mama lui poate îi deschide ochii, chiar o prietenă de suflet o să-i deschide ochii, o să-i spună: băi, uite, tu îl ajuți pe ăsta, îi dai mereu bani, îl pui la masa ta, îl pui să mănânce și el vrea să-ți fure femeia, ca să nu mai spun între ghilimele ce vrea să-i facă la femeia ta, da? Deci până la urmă partenerul dumneavoastră de viață o să-și dea seama că prietenul lui este un mincinos și un pervers și nu face altceva decât să intre în casă, să ajungă în patul lui, să iei locul, și atunci se va debarasa. Chiar văd că el l-a ajutat foarte mult pe prietenul lui, i-a dat bani, înțelegeți? Poate să fie chiar și fratele lui, nici de cum prieten, poate să fie chiar un cumnat din partea la soră, nu contează cine este, este un bărbat care vrea să vă distrugă relația și să-l corupă pe partenerul dumneavoastră contra dumneavoastră și el s-a îndrăgostit, este o dragoste obsesivă, să zicem așa, nu vrea altceva decât să ajungă în patul dumneavoastră, dar aveți un mare noroc că partenerul de viață va descoperi, cineva îi va deschide ochii, poate că dumneavoastră sau altcineva, și se va debarasa de acest personaj negativ. Da? Să ne uităm un pic și pentru cei care sunteți singuri, singure, ce vă arată o carte, o energie pentru dragoste, da? Hai să vedem la dragoste ce vă spune. Ia uite că astăzi cărțile mele zboară, să vedem ce a ieșit. Ouleu, ouleu, frumos! Vă ieșit inelul de logon, o să vă întâlniți destinul super frumos în 25 de zile sau la 25 de ore sau pe data de 25 luna viitoare, să țineți minte. Vă veți întâlni adevăratul destin, că sunteți femei sau bărbat, a ieșit super frumos inelul căsătoriei, vedeți? Vi-a ieșit inelul căsătorie, vă veți întâlni destinul pentru cei care sunteți singuri sau singure, Dumnezeu vă va scoate până la urmă în calea vieții adevărata soartă, adevăratul destin și vă veți căsători, logodii, căsătorii, faceți nuntă cu toate alea împreună. Deci este super frumos, mă bucur foarte tare pentru voi toți cei din a treia variantă. Să nu uitați, dragii mei, sub acest video să vă lăsați dorințele vis-a-vis de dragostea voastră, ca eu să vă scriu pe listă până pe data de 25, astăzi suntem în 23, mai este mâine 24-25, da? Și voi face până dimineața lui 26 aceste rugăciuni, plus celelalte rugăciuni de sănătate, de eliberarea sporului de bani și mult mai multe, dar ne axăm un pic pe dragoste, de aia am și făcut această prezentare vis-a-vis de dragoste. Spunând așa, eu vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc tot binele din univers, bineînțeles că vă doresc o săptămână minunată, plină de noroc, de sănătate, în primul rând, de fericire și de tot ce vă doriți voi împreună cu familiile voastre, oriunde ați fi în această lume. Doamne ajută și să ne auzim cu bine!